La începutul acestei toamne am avut șansa să o întâlnesc pe doamna Leanța Galacteon, fiica cea mică a scriitorului Gala Galacteon. Suflet de o deosebită delicatețe și de o mare profunzime, distinsa doamnă a avut generozitatea de a ne împărtăși câte ceva din misterul și vraja unui timp care pentru noi s-a transformat deja în mit și istorie. Să-i ascultăm confesiunea dară. Distinsă doamnă Leanța Galacteon, aș vrea să ne vorbiți pentru început despre teatru, despre condiția actorului și despre condiția teatrului. În epoca cuprinsă între cele două războaie mondiale. Da. Tinerii care porneau pe acest drum ca să îmbrățișeze cariera teatrală, aveau toți ceva comun, ceva ce îi deosebea de ceilalți oameni. Toți aveau aceleași idealuri, toți vroiau să se realizeze, toți vroiau să ajungă pe culme, toți aspirau la glorie. Dar toți, poate fără să-și dea seama, vroiau ca în această scurtă viață care ne este dată să trăiască multe vieți, multe iubiri, multe fapte mari, ceea ce le dădea un fel de noblețe care îi deosebea de ceilalți oameni. Dar în tinerețea mea, chiar dacă aveai talent născut pentru teatru, ca să poți reuși, trebuia să ai alte multe atribute. Trebuia să ai un fel de inteligență practică, o putere de a te adapta tuturor condițiilor acestei splendide și grele meserii. Trebuia să accepți orice sacrificiu ce ți se cerea. Trebuia să n-ai scrupule, să n-ai demnitate. Trebuia să habar n-ai de ceea ce e moral sau imoral. Trebuia să nu cunoști ceea ce se chema cinstea camaraderească. Trebuia să lovești în dreapta și în stânga ca să ieși înainte. Și mai presus, foarte important, trebuia să fii în relații bune cu presa, cu ziariștii, orice fel de relații, orice gen. Și aceleași relații cu oamenii din teatru care conduceau atunci teatrul. Sau să fii protejat de un om politic influent sau de un om bogat. Nu toți ajungeau pe culme. Unii, descurajați, se dădeau la o parte din drum. Alții erau dați la o parte prin intrigi, prin lovituri lașe, prin o întreagă încrengătură de interese și de aranjamente. Deci era o luptă în teatru atunci, o luptă înverșunată, cumplită și inegală. Inegală între cei care erau
înzestrați cu toate aceste mijloace ca să parvină și între ceilalți care erau dezarmați prin firea lor, prin educația lor, prin mediul din care plecau. Dar mai era ceva în vremea aceea, ceva cumplit. De multe ori, actorii erau umiliți, greu umiliți în însăși arta lor, în însăși creația lor, de către diversi impostori, trimiși de așa ziștul Minister al Artelor de atunci, în general analfabeți, care veneau la spectacole și își permiteau să dea lecții de artă dramatică actorilor și actorii nu puteau riposta din cauza situației politice de atunci. Deci, asta era, în general, situația în teatru, în tinerețea și în maturitatea mea. Dar toate aceste neajunsuri, toate aceste dureri dispăreau, erau uitate în clipa în care actorul intra în scenă. Și dacă în acea clipă, între actor și spectator, avea loc acea criză amoroasă de care ne spunea profesorul nostru de la facultate, Tudor Vianu, dacă avea acea criză amoroasă, atunci actorul trecea rampa și publicul era cucerit. Iar la bătrânețe, și la bătrânețe adânci ca a mea, la 90 de ani, dacă din toată lupta care a fost, dacă din toate amărăciunile, dacă din tot ce-a îndurat actorul, își dă seama că la sfârșitul carierii lui a devenit mai bun, mai înțelept, mai îngăduitor, iubind pe cei din jurul lui și mai ales iubind pe tinerii de astăzi și îi înțelege, atunci toată lupta lui n-a fost zadarnică. Și el, actorul, iese biruitor. E adevărat o stranie și inefabilă biruință, dar este singura biruință a actorului din cariera lui teatrală. Pentru că celelalte care au fost succese, aplauze, sărbătoriri, toate trec ca un vis și rămân un vis. Așa cum spune genialul nostru poet, căci prin această viață să trecem nescris ca visul unei umbre și umbra unui vis. Un vis. Vreau să vă întreb de anii de început. Cum vedea părintele Gala Galaction dorința fetei lui de a păși pe această inefabilă, minunată și teribilă profesiune? Mi-aduc aminte, tata era la Chișinău, profesor universitar de teologie și înainte ca eu să intru în Academia Regală de Muzică și Artă Dramatică, i-am scris o scrisoare patetică în care i-am spus că vreau să mă fac actriță. Și tata mi-a răspuns: dragul tate, fiecare își urmează drumul lui. Du-te și alegi, ți-ai ales și fă cariera pe care ți-ai ales-o. Ești liberă. Vreau să-mi vorbiți de părintele Galaction și de mama dumneavoastră. Mama mea era o femeie deosebită, extraordinară, o autodidactă, care venea de la mănăstirea Agapia,
Acolo a întâlnit-o tata, de acolo a luat-o, s-au căsătorit și căsătoria lor, cu toate greutățile, cu toate încercările inerente într-o căsătorie așa de lungă, 50 și ceva de ani. Iar cine vrea să-l cunoască pe tata, cine vrea să știe viața lui, poate să citească jurnalul lui, care a apărut în 4 volume, al cincilea s-ar putea să apară și ăsta, deci al cincilea se termină în anul 55, 1955, când el a căzut bolnav. Deci tata poate fi cunoscut din acest jurnal, dar în privința persoanei lui, să zicem, politice, pentru că în 47 tata a fost trimis în Marea Adunare Națională, ca reprezentant al bisericii. Deputat în Marea Adunare Națională. Și în discursul pe care tata l-a ținut, trebuia să țină un discurs în această situație, tata a spus textual: dumneavoastră vreți să mă convingeți de doctrina dumneavoastră, care are 100 de ani. A mea are 2000 de ani. Deci, e greu să mă convingeți. Asta a fost una din gafele politice. A doua a fost când s-a votat pedeapsa cu moartea, la un moment dat atunci, tata s-a ridicat în plină ședință și a plecat din sală. A treia zi a fost dat afară din Marea Adunare Națională. Părintele Gala Galacton a avut convingeri socialiste, adică da, era a fost prieten cu Nede Cocea. Da, cu Nede Cocea, cu Demetrius, cu Arghezi, erau social creștini democrați. Deci erau creștini socialiști, creștini socialiști sau socialiști creștini. Pentru că tata, încă de la vârsta de 14 ani, se ducea la adunările sociale dintr-o sală sotir, dacă se chema, dacă nu mă înșel. Iar biroul ăsta pe care îl vedeți este lucrat de un tâmplar socialist. I-a fost făcut tati. I-a lucrat tati, l-a comandat tata. Tata are biroul ăsta de când avea el 16-17 ani. Deci a încercat să împace ideea socială, ideea socialistă, cu creștinismul, prin vocația dumnealui de preot. Bineînțeles, bineînțeles. Ceea ce cred eu că ar fi fost o șansă pentru socialism, pentru socialdemocrație, poate și pentru... Nu, tata până la urmă imediat s-a dat la o parte din toată această mișcare, din toată această atmosferă care era. Mai ales că i se cereau articole pe care le scria și când erau publicate și le vedea în ziar, erau schimbate. Adică erau fraze întregi schimbate. Și atunci tata a spus, dacă dumneavoastră știți să scriți mai bine decât mine, eu renunț. Și n-a mai publicat. A renunțat să mai publice în ziare. Până în 55, când a căzut bolnav, definitiv, și a fost bolnav, paralizat și n-a vorbit, el, marele orator, n-a mai putut vorbi 6 ani și 43 de zile. Vreau să vă întreb despre Iorga. Cum l-a privit Iorga pe părintele Galacton? Profesorul Iorga a fost ostil tati, poate chiar dușman, de o viață întreagă, dar nu numai tati, și altor multor intelectuali ai noștri. Pentru convingerile socialiste, cred. Da, poate din cauza asta, nu știu. Profesorul Iorga, cât era de mare savant și de mare om, avea slăbiciune, avea scăderi, nu suporta mulți oameni însemnați în epoca lui. Dar profesorul Iorga s-a supărat crunt pe tata, de mult în tinerețea lor, când tata a scris un articol în ziar, nu știu semnificația, dar titlul era următorul:
domnul Iorga știe cine a furat smochinele. Despre ce era vorba, nu știu. Și de atunci Iorga, profesorul, l-a dușmănit și a fost ostil toată viața. Și s-a opus mulți ani ca tata să vină profesor de teologie în București și cu multă greutate a obținut la început catedra teologică de la Chișinău și pormă după moartea lui Iorga, pormă a fost numit profesor de teologie în București. Mi-ați spus odată, doamna Lanța, despre o întâmplare cutremurătoare prin forța ei pentru o noapte de înviere, într-o noapte de înviere. Da, e adevărat. Era la biserica Calinderu, care e pe strada Doamnei, și acolo slujea părintele arhimandrit Scriban. Și tata l-a ajutat la slujbă în acea noapte de înviere, cum l-a ajutat de multe ori. Tata n-a avut parohie niciodată, dar din când în când ajuta preoții la diverse biserici din București. Și noaptea aceea de înviere, asta era acum 70 de ani, poate 75, noi eram copii. În noaptea aceea de înviere, la sfârșitul slujbii, spre 4 dimineața, a venit pictorul Isache și a spus tati, i-a povestit următorul fapt. Că în acea dimineață, la Facultatea de Litere din București, profesorul Iorga, văzând pe perete fotografia tatii împreună cu alte fotografii de profesori, a luat fotografia tatii, a trântit-o jos și a călcat-o în picioare. Profesorul Iorga avea aceste ciudate ieșiri câteodată, la care tata a tăcut și pe urmă a spus următoarea frază cumplită și profetică. Omul acesta va avea o moarte năprasnică. Extraordinar, doamna Leanța. Vreau să vă întreb dacă l-ați cunoscut cumva pe Nae Ionescu în epocă. A fost profesorul nostru de logică la Facultatea de Litere și Filozofie. Și avea o logică de fier sau? Era un om fermecător. Întică era foarte reușit ca bărbat. Foarte elegant, nu frumos, dar foarte bine. O urâsenie frumoasă. Foarte elegant. Și mi-aduc aminte de un moment de la cursul lui. Ne ținea o conferință, ne ținea o prelegere și deodată pe stradă s-a auzit muzica militară. El s-a oprit, a deschis geamul și a zis, domnilor, dumneavoastră nu vă place muzica militară? Mie îmi place. Mi-aduc aminte un episod din cursurile lui de studenție de atunci. Părintele îl prețuia? Părintele Galacton? Erau prieteni. Erau prieteni și eram prieteni mai ales cu sora lui, cu Antoaneta, care era soția generalului Panaitescu. Și Panaitescu, generalul, doctor, era prieten cu tata din tinerețe, din școală. Așa că ne lega pe tata și pe ai mei, lega o prietenie strânsă de familia lui Nae Ionescu. Se spune că a avut două iubite celebre, pe Marica Ionescu și pe cela de la Vrancea. Știți ceva? Se vorbea în epocă de aceste cuceriri ale profesorului? Da, se vorbea, se știa, sigur că da, se știa. Mi-aduc aminte ultima dată când am fost în vizită la cela de la Vrancea, ea avea atunci 90 de ani. Asta iar se întâmpla acum vreo 50 de ani. Nu 50. Ba da, cam așa. Acum vreo 30 de ani. Mi-aduc aminte, deși ea avea 90 de ani, dar n-am vorbit decât de iubire, de amanți, de fericirea de a iubi, de a fi iubit. Și ea mi-a spus primul cuvânt cu care a cucerit-o Nae Ionescu. I-a spus,
Nae Ionescu Celi de la Vrancea, doamnă, acum 30 de ani, când v-am văzut prima dată, erați îmbrăcată într-o rochie albastră, cu flori, cu nu știu ce. Și asta a impresionat-o pe cela de la Vrancea și, pe urmă, peste ani, a avut loc întâlnirea și legătura lor. Nae Ionescu, în epocă, e cunoscut și ca un mentor spiritual al mișcării legionare. Cum îi privea părintele Galacteon pe legionari sau cum privea această relația lui Ionescu cu mișcarea națională reprezentată de legiune? Nu știu să răspund la asta, pentru că tata prea puțin vorbea despre noi, cu noi, despre prietenile lui, despre convorbirile lui, despre relațiile lui. Na Ionescu nu venea la noi în casă. Ați traversat o epocă în care în fruntea României s-au aflat mulți conducători. V-a marcat în vreun fel destinul, doamna Neanța? Nu. Cum i-ați privit pe oamenii politici care s-au aflat sus în vârf? E adevărat că eu am apucat patru regi. Primul, Carol al I. Și pe Carol I, deci? Sigur. Doar eu sunt născut în 1911. Da, l-ați mai prins și în orice ani. Caz auzeam povestirile de la tata, povestirile din casă. Tata l-a venerat pe Carol I, l-a respectat și pe Carol al II-lea, care l-a ajutat la traducerea Bibliei, Biblia Carol al II-lea. Ferdinand, care era un om așa de distins, iar Mihai I, îl iubesc pentru că eu l-am numit și îl numesc regele fără noroc. Și culmea nenorocului a fost că a avut 5 fete. Dacă așa a dat Dumnezeu. Așa a dat Dumnezeu. Dar de o noblețe, de o modestie, de o înțelepciune, într-adevăr un rege, într-adevăr un suveran, în toată atitudinea lui, în toată atmosfera pe care o degajă în jurul lui. Doamna Leanța, știu că iubiți extraordinar de mult animalele. Da. Domnul Ciuciulete este unul din marii răsfățați din rândul felinelor. Da. Și rar pisică să aibă șansă ca a lui. Vorbiți-mi de animale puțin, despre dragostea dumneavoastră față de... Am avut animale, pisici mai ales, din 1915, de când ne-am mutat aici. O viață întreagă până acum, la 90 de ani, am avut rânduri de pisici. Le-am iubit, au murit. Toată grădina noastră e un cimitir. Toate numele pisicilor mele sunt din fantezia mea. Ciuciulete, Cheluță, Pripășel, Roșcuții. Fel de fel, de atâtea generații de pisici, nici nu le mai țin minte. Prima pisică, când aveam 4 ani, în 1915, și ne-am mutat aici, o chema Mârțica. Mârțica a murit de mult, sărăcuță de ea. În anii din urmă am avut și câini. I-ați înmormântat? I-am înmormântat pe toți aici, da, și acum îl avem pe Lăbuș. Lăbuș, care este câinele domnului Stelian Tănase, dar ne l-a lăsat nouă în păstrare până să termină casa lui, care este aici alături de noi. Dar așa îl iubim pe Lăbuș și Lăbuș este așa de bun și așa de afectuos, încât sper ca domnul Stelian Tănase să mi-l lase mie. Vreau să vă întreb de rolurile pe care le-ați jucat, doamna Leanța, aici în România și în Italia, din câte știu. În România am debutat, a fost un celebru debut al meu, într-o piesă care se chema David Copperfield. Eram o fetiță atunci, aveam 19 ani, eram subțirică de tot, slăbuță și puteam să fac pe un copil de 11 ani. Da, atunci a fost un mare succes al meu. În Italia, cum ați ajuns și ce ați jucat? În Italia am ajuns și am putut să joc prin faptul că unul din cumnații mei
era contele Domenico Sciara. Și acest Domenico Sciara era capo d'Africa, adică era numărul 3 după duce, cel care răspundea de treburile din Africa. Și el, bineînțeles, cu marea lui putere politică, m-a dus la Teatrul Italia, se chema Teatrul Italia, atunci Teatrul del Dopo Lavoro. M-a dus acolo și acolo... Unde, la Milano sau la Roma? La Roma. La Roma. La Roma. Și acolo am jucat întâi în... Dar acolo era un sistem. Actorul trebuia să învețe rolul și peste o lună de zile să vină toți actorii cu rolurile învățate. Și începeau repetițiile. Și acolo am jucat pentru prima dată o piesă a lui Pirandello, care s-a jucat și la noi, Come prima, meglio di prima. Por m-am jucat o comedie de Noel Coward, dacă se pronunță așa, nu mai țin minte. Por m-am jucat o altă piesă, Inamorata, a lui Marco Praga, pe care am jucat-o și aici la studio cu mare succes, prin 45-46, cam așa. Pe urmă, restul e tăcere, vorba lui Hamlet. Noi avem actori mari, fără discuție, avem actori și actrițe mari, dar nu sunt așa de atenți cu aspectul lor, aș zice. Îmbătrânesc prea repede sau poate nu sunt prea grijulii, nu sunt prea cumpătați, cine știe, și e păcat. Și totuși, când acești actori sau actrițe încep să joace și îi vezi așa puțin la televizor, cum îi văd eu, totuși îți dai seama că avem mari actori și este o încântare, o plăcere. Actori care în Occident ar putea fi în vârf.